astea sunt cele mai grele dimineți, nu? Bine ați venit la vloguleț! De ce ți-i bun? Că trebuie să înceapă cu energie, pentru că eu am foarte multă energie, dar o țin în mine, pentru că nu vreau să mă desfășor aici în cafenea. Da, ia uitați aici. Am luat pentru prima oară o cafea triplă, dar a rămas tantia aia. Dărâmată, da, și alta, și nu? Da, și dărâmată a fost de faptul că Doru a cercat jumătate de oră să explice în franceză ce vrea, pentru că era foarte complicat ce voia el. Voia un soi de cafea în care voia să-i se mai pună extra cafea, în care voia să-i se pune și nu știu ce fel de lapte și uite așa. Și tantia aia, la un moment dat, el încerca să explice în franceză, ea înțelegea, dar la un moment dat într-o engleză impecabilă. A început să-i dea rușine lui Doru vorbindu-i în engleză și Doru era nu, eu vreau să-mi interesez franceza, nu vorbiți în engleză. A fost o experiență, experiența de dimineață. Ne-am trezit de la Hotel Tractor, am povestit în acest local, e de fapt un fel de benzinărie mai amplă, așa, are și locuri din astea de parcare, diverse locuri în care se poate dormi. Ba stai la umbră, ba stai sub un acoperiș din ăla, nu chiar ca în Spania. În Spania au niște chestii deasupra în care se intră aici, sunt făcute mai cu copaci. Se vede că în Franța e în alt stil. Toaletă, duș, toate cele ca de obicei. Știți cum facem noi? Peripețiile a la tractor. Vreau să vă spun că am ieșit din mașină azi dimineață și mă așteptam să-mi fie frig. Eu ieșisem pregătită să-mi fie frig. Mi-am tras pe mine ce aveam eu așa peste pijama, mi-am ieșit de acolo și când ies, e zi lui Doru. Asta este ceva senzațional. Afară este super, super mișto. Și stau să mă gândesc că dacă e așa și n-am ajuns încă la destinație, mai avem de coborât o bucată destul de bună. Destul de bună. Mă simt așa liberă când facem din astea. Nu avem nicio oră de ajuns. Avem o dată însă pe care nu putem să o... Sau putem, nu? Că nu, da, de aia, pentru că putem să facem ce vrem. Am uitat pe hartă și am pus lui Doru încă un McDonald's. Altfel spus, peste două ore ne oprim pentru o cafea vieneză de la McDonald's, probabil realimentare. Bă, cafeaua asta nu mi-am luat absolut nimic și am rezistat, am pus... Vorbesc franceză peste mine, nici nu mă pot supăra. M-am uitat aici în vitrină la cafeneaua asta, la ce au oamenii niște aici și vreau să vă spun că am rezistat testațiilor. Deci au niște sandwich-uri, chiar am pus la mine la story. Pe Delia am râs, desigur. Am pus la story-uri faptul că nu mă hotăram dacă să sun acolo la salonul de lochi de mireasă și să spun, domne, schimbați măsura din 10 în 14 și să-mi iau un sandwich, da, sau să mă abțin. Și până la urmă m-am abținut, am zis, nu, hai că trebuie să facem treabă serioasă, nu glumim aici. Și am mai decis așa, să rămânem în același echipament. Da. După cum ne vedeți, suntem în același echipament, că nu are rost să ne schimbăm, să ne felchezuim, nu de alta, dar avem o valiză atât de mare pe care Delia a decis să o burdujească. Noi dacă scoatem de acolo, noi le mai băgăm înapoi. Ai, domne, lasă, ce mai lasă? Nebun, de când am plecat de acasă, că am burduș și bagajele, că el mi-a zis să travel light, să nu știu ce. Ce travel light, domne, ce travel light? Să am rochițe cu mine, nu așa. Domne, dar nu zic nimic de rochițele, le burdușit, că dacă le scoatem nu mai intră, înțelegi? Păi le-am burdușit cu rochițe, cu ce crezi că le-am burdușit? Ce frumos e afară! Am găsit și dispozitivul care ne lipsea, da, cândva, dar nu avem nimic de spălat. Când de data asta. Să avem casa noastră, vreau în grădină să ne facem așa ceva. Și să facem bani cu el, da, sau ce? Să avem, uite aici, uite câte mai cuva acolo. Dacă intru acolo, cred că mă spală și pe mine. Noi n-am folosit niciodată treburile astea. Știi unde ar fi trebuit să le folosim? În Rouen? În Rouen noi nu știam despre treaba asta. Am mai văzut în filme eu, dar ei au peste tot. Efectiv, peste tot. Chiar noi avem, le mergem, avem mașină spălată? Avem de toate, domne, da? Acolo. Că, da? Deja cancelam, nu merg nicăieri dacă nu are mașină spălată. Hai, mă, eu nu termin. Pot să trăiesc fără să spăl. Uite, aici sunt toaletele, apropo, că vă spuneam unde am înoptat noi. Aici sunt toaletele. Și tractorul, hotelul Tractor, e aici. Pe partea asta avem un parc de dimineață pe la ora 8. Deja copiii ne trezeau pentru că sunt, era plin. Toată chestia asta era plin și pe partea cealaltă, chiar dacă sunt tiruri mai încolo, lângă pădure, mai e un loc din ăsta unde mașinile pot opri. Noi am optat să fim mai aproape de toaletă, de zona asta, de aici. Redescoper copilăria, draga mea? Aoleu, hai să ne urcăm. Păi coboară, ce să o sui? Opa, broasca! Gata! Ce experiență, ce adrenalină! Ce copil ești tu, domnule? Ce copil ai fost dacă așa te joci cu frică? Tu știi cum săream din el? Că pleci de acolo și te mergi așa pe ea până în partea de salută. Pentru un copil e fascinant. Ia, domnule, să facem. Și mergem așa, da? Nu știu dacă te ține. Ok. Da. Și care e jucăria? Nu e pentru...
pentru adulți, jucărie. Dă-te jos. Hai să jucăm. N-ați mai vizitat de mult tractorul, adică n-ați mai fost aici în sufragerie. Sufragerie, am da. Fost numai în dormitor și hai să vă arătăm cum se prezintă momentan dormitorul nostru. E destul de bine organizat. Avem dedesubt, evident, salteaua. Știți, ce-a făcut toate cele. În spate am pus valizele. Mai avem niște ghiozdane pe aici pe jos. Pălăriile. De. Mergem la... Avem rochiți, avem toate alea, nu? Că urmează să urcăm o mașină. Așa? Și dorul va trebui să fie supus unui supliciu. A. Acela de a asculta playlist-ul pentru nuntă. Ți-am zis că pe domnul. Ia-ți mirasă ziua bună! Am făcut o selecție de... Apropo, am făcut o selecție în jur de 170 de melodii. Mi-am rugat drăguțele și iubitele mele domnișoare de onoare, nașă, să mă ajute să mai adaug în această listă melodii care, pe care sunt și pe placul lor, melodii, chiar muzică populară, eu nu mă pricep deloc. Cine-i mare, Barosan, Barosan? Nu, că de manele te ocup tu, știm cu toții. Pentru că am această lacună așa culturală și în același timp vreau ca oamenii să se simtă bine. Oamenii care vor veni, vor să primească form și o să pună în form, fiecare are obligația de a pune cel puțin 3 melodii per cuplu, per persoană, cum vor ei, care să fie melodii pentru ei. Atunci când pornesc acele melodii, să știm sigur că și ei sunt pe ringul de dans, oricât de timizi sau potoliți ar fi. Însă, vă rog, lăsați-mi în comentarii cât mai multe melodii pe care le pot insera în playlistul nostru de nuntă. Vă rugăm, ajutați-ne. Vă rugăm fără linkuri, doar autorul doar, și da, piesa, da, că da. Dacă lăsați linkuri știți că YouTube le blochează, e tâmpit, nu știu ce are. Cu cele internaționale sunt ok. Pe partea de România, nu prea știu ce să mai pun. Am pus, pentru că vreau să avem și muzică românească, v-am spus, vreau să avem și muzică populară. Sigur, nu o să scăpăm fără două, trei manele, că vorba aia doar e dorul mire. Așa că... Ai de ales două, trei manele sau dansul pinguinului? Nu. Prefer manele. Este? Este? Da. Bun. Hai să mergem. Dacă am fi fost cu o mașinărie electrică, ceea ce următoarea variantă acestea, cu siguranță în familia noastră va fi electrică, pentru, sau mă rog, hibridă cel puțin, pentru că avem nevoie să schimbăm și noi paradigma pentru că de costuri, aici am fi putut parca, încărca și fiind în același loc. Și peste tot, prin Franța cel puțin și prin Germania, nu știu, în Spania, trebuie să reevaluăm acum în Spania, se găsesc chestiile astea în care poți înopta și încărca în același timp. Și nu sunt destinate pentru rulote, sunt destinate pentru turisme. Rulotele au în spate. Avem rulote, avem tiruri, în spatele tirurilor avem din nou turisme și avem aici în față, care probabil ăsta este pentru un fel de short stay. Amețiți tot pentru turiști. Da, exact, chiar că amețiți de ăștia. Fac dubioșirile astea. Dar cam așa bine, uite, în spate da, zici că e... Foarte frumos. Am dormit atât de bine, deci vă rog să mă credeți pe cuvânt, am dormit atât de bine. Asta e și spune dorul, faptul că a fost mai răcoare în spațiul în care da. Am dormit. Am simțit așa că am dormit foarte, foarte profund și singurul lucru care mă mai trezea din când în când era faptul că îmi scoteam nasul din pernă de acolo și mai respiram aer și nu era chiar cel mai plăcut aer, în sensul că era un pic răcișor. Da. Dar în rest îmi trăgeam pătura pe nas și... Știi câte grade sunt deja? Câte? Câte zici? 17? 13, hai, vor fi 22 aici, astăzi. Avem cer albastru, avem drum de străbătut. Hai, dă-i cu playlist-ul. Iar mirasă ziua bună! Ce superbitate de vreme, domnule, avem 17 grădulețe, am ascultat Bee Gees până și vreau să vă spun că avem în față niște munțălăi, asta e provocarea zilei, Doru zice că va trebui să-i trecem, eu sunt puțin speriată, care splind de zăpadă, arată senzațional și dacă asta e provocarea zilei, păi bring it on, zic, nu? Ia uitați! Acum a venit rândul meu să aduc aminte, ochelarii de scoclete, că faci ca mine, intri cu ochelarii de soare în clădiri. Până la clădire mai e? Da, să... da, da. Cât mai e? Ia uitați, unde credeți că am ajuns, dacă nu la McDonald's, evident. Au trecut aproape, au trecut cele două ore. Temperatura a crescut considerabil. Este numai bun de picnic, este? Albinuța! Deci... Dați-vă cum e îmbrăcată, domn. Ai, ai, ai. Colorful! Life is good. Mergem să luăm niște lucruri foarte importante. Mac Sunday, ceva ce nu am mai găsit în UK de ani buni.
Și știi ce mi-a poftă? Mm. De cartofi cu McSunday. Ați încercat vreodată să mâncați cartofi de la McDonald's cu înghețată? Combinația pe care eu n-am înțeles-o niciodată. Mie nu mie, și-am gustat și nu mi se pare super. Nu? Nu. Să dăm asalt. Pe lângă faptul că au niște salate extraordinare la McDonald's, domnule, iau macarons. Mi se pare foarte tare. Da. Și guguși. Și guguși. Foarte tare. Și croissant, desigur. Hai să comandăm. Găsim cineva un loc pe undeva? Uite, ultimul acolo s-a eliberat. Cartofi? Cartofi. Frită. Așa. Clasica. Asta cu vanilie. Ăștia au mai multe soiuri acum. Vrei cacahuete? Fără cacahuete. Așa și cafeluța mea, cea de toate zilele. Cea mai bună cafeluță din Franța. Și eu dau la fel, cum dai tu. Ostora, le trebuie niște developeri aici în munți să le facă astea să funcționeze. How tricky is that? Coffee, unde este mai cafe? The best. Sigur, vreau că ăsta este super bun. Și that's it. Combinația combinațiilor. Best combo ever. Uite așa, înghețată cu cartofi prăjiți. Înghețata asta este exact cum o mâncam noi în copilărie, aia cu căpșuni de acasă, în România. Cei de la McDonald's UK au avut această senzațională idee să scoată acest sundae și să rămână doar cu McFlurry în diferite sortimente de dulciuri englezești care mie nu-mi plac, tot felul de ciocolățuri din alea de lor. Iar în ceea ce privește rețeta ce stă la baza înghețată de vanilie și pe aia au schimbat-o, deci nu mai e aceeași ca cea din Europa. Așa că în momentul în care vrei să mănânci ceva care să semene a McDonald's, trebuie să vii în Franța. Ceea ce e bine, pe de altă parte, pentru că înseamnă că n-am acces tot timpul, că dacă aș avea, vai de capul meu. Mai boscorodit că m-am așezat la umbră. Da, vai, sunt trist, trist de-a dreptul că stăm la umbră. Mă așteptam să... Uite câte mese la soare. Nu, domnule, nu stăm la soare. Nu vreau. Nu vrei? Nu, no, fasting, domnule, ai zis că, n-ai zis că faci fasting? Păi am făcut până la ora asta. Am mâncat un flan, se numește, este o prăjitură de-a lor care seamănă cu colarezul și am mai mâncat macaron alzacean, dar imens. Tart au coco se numea și era făcută... Așa, pleacă asta. Era toată făcută din făină de cocos, făcută din flake-uri din ala de cocos, foarte bună. Am gustat și eu din ea, însă eu trebuia să-mi fac pofta înainte să ieșim din Franța. De sundae cu cartofi prăjiți. Pofta, ce-am poftit, da. Doamne! Pe drum am avut tot felul de sate, sătuce, sătulețe, care mai de care mai frumoase și mai impresionante. Ne gândeam că atât de cochetă este și Anglia, dar în felul ei. Bă, dar Franța, pe Franța nu trece nimeni. Ne gândim pe viitor să facem ceea ce urmează să facem acum și eventual să o facem și prin Italia. Să facem nebunii, domnule. Știți că noi să avem așa, avem reprize de-a lungul anului. Facem chestii care să aducă un spiciness în viața noastră, să nu stăm așa, toată ziua același lucru. Te trezește, apuci de treabă, mărânci, te culci. Nu, noi căutăm să facem nebunii. Până la urmă, pentru asta trăim. Ți-am pus parte din playlist. Ce? Da. Dă-mi un review. Să vă spun cum stă treaba cu muzica. În primul rând, eu trebuie să întrop pe Delia de fiecare dată. Mă, ce spun oamenii ăștia în cântecele astea? Eu nu prea înțeleg versurile. La mine, dacă sună bine melodia, sună bine. Deci Doru... Nu de puține ori, o secundă, versurile pot fi de o tristețe majoră, evident, nepotrivite pentru un eveniment. Dacă de-aia așa am și ales. Păi nu, nu e vorba de ce ai ales tu, e vorba de a mă pune pe mine să evoluez. Vreau să-ți spun felul următor. Ești daltonist muzical sau nu ești? Da. Deci Doru nu poate daltonist să înțeleagă versurile. Poate să fie și în română, poate să fie și în chineză, poate să fie și în engleză, franceză. El nu poate distinge cuvintele atunci când ele sunt puse pe muzică. Deci are un soi de... handicap? N-aș vrea să mergem acolo, dar m-am gândit, poate obținem un benefit, dacă tot ai probleme. Ideile de lei de dimineață. Da. Spune, doamne, dacă tu ești așa, daltonist muzical, nu crezi că am putea să obținem de la guvernul englez? Că guvernul englez dă pentru toată lumea câte ceva, da, atâta exact. Timp cât te simți că nu ești adaptat social, îți dă și ție ceva să te recompenseze. Una peste alta, ideea este că muzica, până acum, îmi place, avem foarte multă muzică nouă, modernă. Sam Smith, Harry Styles, da, Dua Lipa. Alea mi-au plăcut și Dua Lipa. Printre presărați am avut și Bee Gees, Michael Jackson, urmează Chantal, Bruno Mars. Da, urmează Chantal Camberlan, care aia toată îmi place, doar trebuie să alegem melodiile care am se potrivesc. Câteva, și ce consider eu că lipsește sau n-am ajuns? Doamne, trebuie să avem o macarenă, o treabă, o nebunie sunt din asta. Sunt și din alea. Ce fel de muzică au?
tu și că eu habar n-am ce. Mie mi se pare că muzica portugheză seamănă cu muzica românească populară. Muzica lor tradițională, nu? Mă rog, suntem pe drumuri. Abia aștept să ajung undeva să mă bărbieresc, că de-aia mă tot vedeți că îmi dau pe mine. Mie când îmi crește barba se întoarce și mă deranjează. Fiecare cu problemele lui. Înghețată cu cartofi prăjiți, nebărbiereană. M-a întrebat dacă poate să se facă cu IPL-ul pe față. Am zis că nu-i recomand. Nu încă. Dar te fac eu cu benz, dacă vrei. Da. De ce vrei să mă vezi plângând? Nu. Îți promit că nu o să plâng când te văd mireasă. Hai, zi rantul, că era e tare. Era câteva zile și mă uitam, v-am zis că ne uitam la tot felul de nunți, efectiv, de pe YouTube, cine și-a filmat nunta și-a pus-o. Și există această tendință a mirilor să plângă foarte teatral ce e de plâns. Adică, mulți dintre ei nu păreau originali, adică nu erau, mi se pare că o făceau doar pentru că au văzut ei că așa se face. Și nu văd de ce ai plânge. Bine, că acum că îți dă o lacrimă, pentru că asta o să-ți plânge și lui Doru când o să vezi cât de frumoasă e mireasa ta. Asta e altceva, dar unii bucneau un bocete din aia de plâns și eram, prietene, bucură-te, it's joyful, nu e nimic de plâns. Da, mă rog, acum fiecare cu... De câtă civilizație, doamne, aduceți aici. Spus că mi-am aruncat cafeaua, eram... I'm that smart. Da, băi, domne, când, știi cum e, când ești în Grecia, faci ce face grecul. Dacă francezul are treaba asta cu sortarea atât de detaliată, așa facem, nu? Bien sûr! Bien sûr, bien sûr! Omule, extraordinar, îmi place așa mult deja, sunt super entuziasmat. Eu luni, deși e liber, tu știi că eu lucrez? Eu nu. Mă rog, vom vedea noi cum facem. Depinde foarte mult. Ce-ați pățit, domnule? Depinde foarte mult și vreau să zic că depinde foarte mult de ce planuri a propus de ele. Că acum am simțit în timp ce geam, dar e cald. Nu, mă urcă de mult în mașină să simt așa că știi care e partea proastă? Vrei să spun? Acum vreo 2, 3, 4 luni, nu mai țin minte, am pus aici o ciocolată. Și în Anglia e ok. Ia asta să scot din astea de aici. În Anglia e ok. Bă, da, acum că vine căldura, de sub acolo, ia uitați, ciocolata. Trebuie să o mănânci. A, uite-o. Băi, e ciocolată topită. Problema e că asta se va încălzi. Dar ia-o și arunc-o. Păi nu pot să o scot, că e a curs din pungă. Oh, asta e problema, a curs din pungă și s-a făcut și acolo. Și eu eram aia care făcea probleme în mașină. Păi ce să facem, domne? By the way, vreau să vă zic. O să ziceți, ce, domne, mergeți în Franța și mâncați de la McDonald's? Păi da. Deci vreau să vă spun în felul următor. E pofta ce am poftit încă de când am poposit în Franța. Mi-am adus aminte cât de bun sunt cartofii la McDonald's, iar nu am mai pus gura pe cartofi prăjiți de, nici nu mai știu, cred că am 2-3 luni, foarte mult timp oricum. Unul la mână, doi la mână, v-am zis, este cu totul și cu totul altă experiență. 4 la mână, 5 la mână, 7 la mână, că nu mai știu, le-am pierdut șirul. Știți că eu nu-s bună cu numere. Vreau foarte, foarte mult să avem o indulgență din asta și în diferite chestii de pe aici, de prin Franța. Dar nu acum, pentru că pentru Franța avem dedicată o altă excursie, o altă excursie de tip foarte, foarte special, care trebuie să vină în lunile ce urmează, așa că stay tuned. Deocamdată pornim la drum. Pe căldurile astea traversăm noi munții aia? Da, pornim la drum, scoatem acum clompănii să trecem peste munți și enjoyem la maxim pentru... Trebuia să termine propoziția, Delia, și anume? Pentru că ne ajută vremea, voiam să zic, dacă nu mă întrerupea colegului Doru cu un col. Și acum mă crezi că trecem munții? Abia acum te cred. Abia acum, nu? Nu credeam, că da. Suntem între ei și avem un râu așa frumos. Dar aici. Dar noi am mai fost pe aici. Au anunțat ăștia acum că în Anglia urmează un heat wave, 25 de grade vor fi la jumătatea lui... Aprilie. Mini heat wave. Mini heat wave, da. Soft. Soft. Da. Am prins câteva lucrări pe aici și ne-am oprit pe aici, pe acolo. Se lărgesc drumurile, dar peisajul este de poveste, domnule. Absolutamente de poveste. Ce să mai... Și acum ceva ce nu vrei să vezi, pădure care ia foc. Nu știu dacă e controlat sau nu, dar... Tu și e zăpadă sus. Nu știu ce să zic. Bă, dar au oamenii ăștia la nimic. Nimic roșu. Mult nimic roșu. Mergem de mai bine de 2 ore și nu avem mai nimic pe aici. Doar dealuri și pământ roșu.
s-a plictisit până când și Delia, care a decis că vrea să mergem la restaurant și vrea să se schimbe acum din tot. Toru a decis că vrea să mergem în seara asta să mâncăm T-bone și nu mâine. Și îi spun, zic, a, bun, atunci să mă schimb. Și el zice, păi de ce? De dai seama că nu merg în hoodie la restaurant. Păi de ce, dragă? El așa merge. Păi nu ai zis tu că toată călătoria? Păi toată călătoria în sensul cât stă în mașină propriu-zis, nu când mă perimplu prin locații, că na, totuși, sunt îmbrăcată, gata de somn. Doamne, s-a făcut un cald, deci mă pârlesc aici de ceva vreme. Doru stă la umbră, dar eu am soarele pe mine continuu. Finally. Că nu se mai umple, domnule, odată. Ce ai aici? Ai făcut resipă? Nu, nu sunt eu. Altcineva înainte, nu? Da. Pase por caja. Pase por caja, por favor. Domnule, vorbește cu mine. Și ce mă gândeam? Ar trebui să-mi pun și eu laptopul. L-am încărcat, dacă tu stai aici, că tu mă înălți aminte. Să nu plecăm până nu fac asta, da? Nu plecăm, domnule. Ai nevoie să-ți cumpăr ceva? Nu. Vă uitați să-mi iau ceva de băut, dar sigur nu-mi trebuie ceva cu cafeină, că o să mă ia zumzetul dacă mai beau ceva cu cafeină. O iau așa parfente și te văd acolo, la ne vedem la restaurant. Hai, succes, drum bun. Hai, domnule, că am ajuns în Dubai, de cum se Dubai zice de aici? Spania. De Spania, da. Da, cum ți s-a părut călătoria? Lungă, îmi vâjuie creierul. De ce? Pentru că am străbătut ceva kilometri. Atunci... Dacă ne primește nenea asta la restaurant acum și mâncăm, o să îmi revin subit. Nu din cauza mâncării propriu-zise, cât din cauza sangriei. Dar vedem și asta. Și noi ne retragem acum și ne vedem la vlogul următor.